filiera Rocker București. Anul trecut nu a avut foarte mulți surse de izbândă în încercarea lui de a prinde un loc de titular în formația lui Cornel Dinu. Din nou acțiune senzațională, acest gol pentru Dinamo. Un gol superb care duce scorul la 3-0 în favoarea formației lui Cornel Dinu. Marius Niculae din marginea careului de 16 metri. Pentru unele goluri poate fi găsită scuza că au fost marcate împotriva unor echipe modeste, însă această execuție a lui Marius Niculae l-ar fi lăsat cu siguranță fără replică pe orice portar. Iată o primă reluare a acestui gol, a fost pasa lui Iftodi și o execuție absolut senzațională. Cred că dacă Ian Vutăr sau Dani Blind s-ar fi aflat acum în tribunele lui Ștefan cel Mare, semnătura lui Marius Niculae nu ar fi întârziat să apară pentru Ajax. O nouă pasă pentru Mutu, dribling-uri ale lui Mutu, însă atacantul lui Dinamo este blocat în cele din urmă și acum un contraatac care încearcă să fie declanșat de Biver. Însă faulta lui Petretina.